România este pe locul 3 în Europa când vine vorba despre consumul de antibiotice. În urma unor statistici și studii făcute pe acest subiect, specialiștii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara spun că România ar trebui să reducă cu 30% din consumul de antibiotice. Conform studiilor recente, România ocupă un loc fruntaș în clasamentul țărilor cu consum mare de antibiotici, după Grecia și Cipru. Aceste procente se datorează consumului abuziv de medicamente de acest fel de către români, care consideră că orice afecțiune sau disconfort pe care le simt poate dispărea cu o pastilă. Aflându-ne în plin sezon de viroze și gripe, românii tind să-și administreze singuri un diagnostic și să ia antibiotice după ureche, mai exact după propria considerență și fără a cere o părere medicală. Conform medicilor, tratamentul după ureche este unul dintre cele mai comune. Deși starea generală de sănătate se ameliorează și simptomele răcelii sau gripei trec, efectele negative ale consumului excesiv de antibiotice se va vedea în timp. La nivel mondial, antibioticele prezintă o reală problemă în vederea rezistenței organismului la astfel de medicamente. Mai exact, după mai multe administrări cu aceste medicamente, se dezvoltă tulpini de microbi care sunt rezistente la multe tipuri de antibiotice, iar atunci când se va detecta o reală problemă de sănătate și tratamentul este doar pe baza acestor pastile, organismul le va îndepărta. În ultimii 20 de ani, consumul de antibiotice a crescut cu aproape 50%. Riscurile consumului de antibiotice, la fel cum vindecă organismul în cazul unor afecțiuni medicale, pot provoca și efecte adverse în corp. Cele mai comune dintre acestea sunt amețelile, durerile stomacale și disconfortul stomacului, însă pot deveni și mai grave decât atât în funcție de organismul persoanei și tipul de antibiotic. Abuzul de medicamente de acest tip are un impact negativ asupra sistemului nervos vegetativ și asupra ficatului, afectând membrana intestinală și funcțiile hepatice. De aceea, medicii recomandă un tratament complementar pentru refacerea florei intestinale după terminarea celui cu antibiotice, relatează wowbiz.ro.